În data de 22 septembrie, PES Activist, Caraș Severin, a marcat Ziua Națională a Curățeniei prin organizarea unei acțiuni de ecologizare și curățare a văii al măjului, ca parte a unui efort global care implică 198 de țări. Această inițiativă de mari dimensiuni și-a propus să promoveze un mediu mai curat și mai sănătos, promovând în același timp educația ecologică în cadrul comunității. De asemenea, tinerii și primarul din Bozovici au fost implicați în această acțiune.